Bine ai venit la exercițiul scopului în viață. Pe măsură ce vei face acest exercițiu, acceptă orice răspuns îți va veni în minte. Nu judeca ceea ce va urma, nu îți face griji în privința modului în care vei duce la bun sfârșit acest exercițiu și nu te gândi nici măcar dacă este posibil. Nu te gândi nici la cum ar reacționa ceilalți aflând care este scopul vieții tale. Tot ce trebuie să faci este să răspunzi foarte sincer la o serie de întrebări și să notezi răspunsurile. Îți sugerez să ți le notezi în jurnal. Voi face o pauză după fiecare întrebare ca să-ți acord timpul necesar să scrii. Dacă nu îți ajunge timpul, și cel mai probabil nu o să-ți ajungă, pune videoclipul pe pauză și acordă-ți cât timp ai nevoie pentru a scrie. Să începem cu întrebările despre pasiunile tale. 1. Ce te entuziasmează? 2. Ce te însuflețește? 3. De ce ești cu adevărat pasionat? 4. Gândește-te la unele dintre cele mai fericite amintiri din viața ta. Începe din copilărie și mergi până la amintirile tale cele mai recente. 5. Când ești cel mai fericit, ce faci? Ești singur? Ești cu alții? Cine este cu tine? 6. Care au fost experiențele care te-au făcut să te simți cu adevărat plin de viață? 7. Ce emoții ai trăit? Ai simțit bucurie, fericire, împlinire, libertate, dragoste sau doar o conexiune puternică și autentică? 8. Cum ai completa această propoziție? Sunt cel mai fericit când... 9. Ce faci când pierzi noțiunea timpului, în acele momente când pur și simplu te pierzi în activitățile tale? 10. Dacă banii nu ar fi o problemă, ce ai face? 11. Privește înapoi și gândește-te care au fost cele mai mari realizări ale tale de până acum. Ce le face să fie atât de importante? Cum te fac să te simți aceste realizări? Au schimbat ele cu ceva viața celorlalți? Care au fost provocările cu care te-ai confruntat? Care au fost cele mai mari realizări ale tale? De ce? 12. Ai depășit niște provocări anume în viață? Ca de exemplu obiceiul de a bea, dislexia, depresia, rasismul, abuzul fizic, emoțional sau sexual, divorțul? Ca rezultat al acestei experiențe, crezi că îi poți ajuta și pe alții să depășească aceste probleme? 12. După ce vei nota aceste răspunsuri, vreau să le recitești și să notezi anumite comentarii, precum emoțiile pe care le-ai simțit, oamenii care erau implicați sau genul de activități în care erați implicați, orice experiență ai avut în timpul acestor momente. De exemplu, poate ți-amintești de un progres pe care l-ai făcut și datorită căruia te-ai simțit important, sănătos și energizat. Poate că ai ajutat un prieten să învețe ceva care îi punea probleme. Sau poate că ai ascultat cu compasiune un prieten drag vorbindu-ți despre problema lui sau poate că i-ai făcut o favoare unui străin. Dacă îți dai seama că ai o pasiune pentru a-i ajuta pe ceilalți și compari aceste momente,
S-ar putea să realizezi că ai simțit cea mai mare bucurie când ai lucrat cu un grup anume de oameni, fie că erau copii, tineri, bătrâni, persoane care se confruntau cu o dependență. Sau poate că te-ai simțit cel mai însuflețit atunci când ți-ai folosit creativitatea în anumite moduri, precum pictura, crearea de website-uri, scrisul, rezolvarea a diferite probleme. Sau poate că te-ai simțit cel mai însuflețit când ți-ai folosit corpul, învățând yoga, construind o casă sau muncind în grădină. Indiferent ce realizezi că faci cu plăcere sau că te face fericit, scrie. Probabil că sunt mai multe lucruri care te fac să te simți plin de viață, așa că notează-le pe toate. Dacă ai nevoie de mai mult timp, pune videoclipul pe pauză și acordă-ți cât timp ai nevoie. Acum hai să aruncăm o privire asupra abilităților tale unice, a talentelor și a punctelor tale forte, răspunzând la următoarele întrebări. 1. La ce ești bun? 2. La ce ar spune ceilalți că ești bun? 3. În următoarele câteva săptămâni, fă-ți timp să-ți întrebi colegii, prietenii, pe cei apropiați, la ce cred ei că ești bun. Uneori este greu să fii obiectiv în legătură cu talentele și abilitățile pe care le ai. Prietenii și apropiații s-ar putea să le vadă mai limpede decât tine. Acum, hai să aruncăm o privire la talentele și punctele tale forte. Gândește-te dacă există o legătură între ele. Crezi că ai un talent sau un punct forte căruia nu ai avut timp să-i acorzi atenție? Sau lucruri la care ai visat și pe care nu le-ai dus la îndeplinire? Poate că este vorba chiar despre toate lucrurile acelea grozave la care te-ai gândit și în legătură cu care ai vorbit pe când obișnuiai să bei și pe care te gândeai să le faci sau să le îndeplinești în viață. Acum gândește-te din nou la momentele cele mai fericite din viața ta. Ce puncte forte sau talente folosești pentru a crea astfel de momente? Înainte să mergi mai departe, asigură-te că ai notat cel puțin 3 dintre calitățile și punctele tale forte. Dacă nu, scrie-le acum. Acum să ne concentrăm pe moștenirea pe care o vei lăsa, pe contribuția pe care vrei să o aduci pentru ceilalți. Iar când răspunzi la aceste întrebări, nu te gândi că trebuie să faci o schimbare majoră în lume. Nu trebuie să ai impact asupra a mii de vieți pentru a schimba lumea în care trăiești. De fapt, una dintre cele mai semnificative modalități de a da ceva înapoi lumii este să începi cu prietenii și cu apropiații tăi, iar asta mai ales dacă obiceiul tău de a bea ți-a afectat timpul de calitate petrecut cu ei. Așadar, notează tot ce îți vine în minte în legătură cu impactul pe care ai vrea să îl ai asupra lumii. Există vreo schimbare de durată pe care ai vrea să o faci în viața ta? Lasă răspunsul să-ți vină din inimă. Acum gândește-te. Ce faci pentru a crea această zi de astăzi din viața ta? Prin jobul tău curent, contribui cu ceva la viața altora? Dacă da, cum? Gândește-te dacă există o modalitate de a face chiar mai mult decât atât. Mai contribui cumva la aducerea vreunei schimbări în lumea în care trăim? Scrie și acest răspuns. Acum hai să ne gândim cum poți combina toate cele de mai înainte într-o declarație despre scopul vieții. Așadar, acum este momentul să combini toate răspunsurile la toate întrebările de mai înainte într-o declarație despre scopul vieții. În general, oamenii găsesc o modalitate, poate două,
în care precizează cum își vor folosi punctele forte și abilitățile pentru a-și exprima pasiunile astfel încât să aducă o schimbare în viața celorlalți și a lumii în general. Odată ce îți pui în concordanță acțiunile cu scopul vieții, nu va mai fi nevoie să cauți factori externi, precum posesiunile materiale, pentru a te simți fericit sau pentru a-ți impresiona familia și prietenii. În schimb, te vei trezi dimineața cu un sentiment lăuntric de fericire și pace. În momentul în care vei începe să îți notezi scopul în viață, adu-ți aminte că e doar o schiță. Nu trebuie să fie perfect. Ideal ar fi ca declarația despre scopul vieții să nu cuprindă mai mult de două lucruri, care să descrie folosirea talentelor tale unice și a punctelor tale forte pentru a-ți urma pasiunea și pentru a face o schimbare în viața celorlalți. Iar dacă ești suficient de norocos încât să ai deja o carieră care îți permite să te exprimi în domeniul de activitate care îți place, atunci e cu adevărat minunat. Însă dacă acest lucru nu e adevărat, pe măsură ce vei redacta declarația scopului în viață, s-ar putea să ajungi la concluzia că îți dorești să faci o schimbare în carieră. S-ar putea să îți dorești să faci ceva care să îți poată exprima mai bine acel scop. De asemenea, ai putea realiza că veniturile realizate la locul de muncă actual îți oferă libertatea de a-ți exprima scopul vieții în afara serviciului, iar asta e la fel de bine. Dacă vei reuși să îți găsești sau să îți creezi un job care să corespundă scopului tău în viață, vei reuși mult mai ușor să îți găsești împlinirea în cumpătare. Amintește-ți că scopul vieții tale se referă la a dărui, la a te exprima în așa fel încât și alții să beneficieze de pe urma acestui lucru. Începe prin a obține adevărata fericire și un sentiment de împlinire durabil provenite dintr-un sentiment de împlinire care vine din schimbarea pe care o faci în viața celorlalți și în lume. Să faci ceva care să conteze înseamnă ceva diferit pentru fiecare individ. Pentru unii ar putea însemna să fie cei mai buni mecanici auto sau cei mai buni barmani, iar pentru alții să pună bazele unei organizații non-profit. Însă secretul aici este să îți amintești că orice te face să te simți plin de viață înseamnă automat un serviciu pentru ceilalți. Este parte din modul în care suntem conectați la programarea noastră genetică. Iată declarațiile cu privire la scopul în viață pe care eu și Dave le-am creat folosind acest proces. Chiar dacă amândouă sunt foarte scurte, observă că ele oferă o privire de ansamblu asupra pasiunilor, punctelor noastre forte, talentelor, calităților și a contribuției pe care vrem să o aducem în lume prin intermediul lor. Scopul vieții mele este să-mi folosesc abilitățile unice de a scrie și de a vorbi pentru a inspira și a le da putere oamenilor într-un context de dragoste și bucurie, ca să-și trăiască viziunea cea mai înaltă în armonie cu preocuparea pentru binele tuturor. Iată și sensul vieții în viziunea lui Dave. Să-mi folosesc pasiunea și simțul umorului ca să-i inspir și să-i învăț pe oameni să-și găsească împlinirea în cumpătare, aplicând principiile și tehnicile care se regăsesc în programul Cumpătare în 30 de zile. Amintește-ți că este doar o combinație între pasiunile, talentele, abilitățile și contribuția pe care vrei să o aduci în lume. Așadar, combină toate astea într-o declarație care reprezintă scopul tău în viață. După ce o realizezi, pune-o într-un loc din casă unde ești sigur că o vezi în fiecare zi, pe oglindă, pe frigider, la birou, într-un loc care să îți reamintească de sensul vieții tale, astfel încât să îți aliniezi mereu comportamentele, activitățile și munca cu scopul în viață. Așadar, îți doresc să te distrezi scriindu-ți scopul și asigură-te că vei face tot ce îți stă în putință ca să-l realizezi, pentru că atunci vei trăi o viață plină de semnificație, împlinire și fericire.